Bună ziua, bine v-am regăsit. Suntem live pe YouTube, Facebook, LinkedIn. Ne puteți urmări și pe www.târgul-de-cariere.mureș. O avem alături pe doamna Niula și Judith, HR manager și asociat Fomco Group. Bună ziua. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc. Cum vă simțiți la noi? Bine, mulțumesc. Multă lume, sunt surprinsă, nu m-aș fi așteptat să fie atâta lume. V-au vizitat deja candidați cu CV-uri? Da, colegii mei sunt la stand, au zis că mulți vin, se interesează chiar pe posturile care sunt vacante la noi. Ne bucurăm. Ne povestiți puțin despre companie? Da, care sunt lucrurile care o definesc? Da, suntem un grup inovativ, punem accent pe oameni. Societatea s-a înființat în anul 2002. Am început cu importul și distribuția tahografelor și a limitatoarelor de viteză, după care pe parcursul anilor ne-am diversificat activitatea în diferite domenii. Pe automotive avem servis general de camioane, linie de ITP, spălătorie auto, vulcanizare, sistem de management al flotelor. Multe dintre produsele pe care le vindem au fost dezvoltate la cererea noastră, ca să subliniez un pic partea de inovare care am subliniat, da, că suntem un grup inovativ. De exemplu, pe aceste sisteme am început cu o cerere către Fabrica Roman pentru a dezvolta un produs de bitmetru, după care au apărut sistemele de urmărire prin GPS. Ca să fim mai pronți la cererea clienților, am dezvoltat produsul propriu. Așa am început și pe tahografe. Atunci când legea încă nu a existat în România, am văzut ce se întâmplă în Europa și aveam deja o rețea de distribuție formată în momentul în care a apărut legea obligativității. Ați anticipat piața. Da, da. Deci cu cât ești cu un pas înainte, cu atât posibilitățile sunt mai mari. Absolut. După care am intrat și în domeniul imobiliar. Am dezvoltat sau suntem dezvoltatori pe un cartier Green Residence din Târgu Mureș. În următorii 3-4 ani vom construi peste 1000 de apartamente. Ne-am dezvoltat și în domeniul energiei verde. Avem două parcuri solare proprii prin care producem energie de 6,7 MW. Proiectăm și montăm sisteme solare atât pentru persoane fizice cât și juridice. Sigur, mulți au auzit de proiectul Casa Verde ce se derulează de anul trecut. Da. În momentul de față avem deja 600 proiecte care urmează a fi instalate. Mai avem și producție de mobilă, uși și fereste termopan din lemn stratificat. Pe apartamentele construite trebuie mobilate. Da, da, undeva se leagă. Da. Cum a fost acest an pentru voi până acum? A început bine, după care s-a simțit o stagnare cam de o lună cu începerea războiului. Ceea ce simțim în momentul de față, că lucrurile încep să intre în făgașul normal, ceea ce se simte, da, este pe plan mondial lipsa materiilor prime pentru fabricarea componentelor. Deci ne-am putea dezvolta într-un ritm mult mai alert, trebuie să ne adaptăm situației actuale economice. Da. Ce vă doriți pentru anul viitor, având în vedere tot ce se întâmplă anul acesta? Stabilitate, în primul rând, cred că toată lumea asta își dorește. Da. Ceea ce ne-am propus ca să ne dezvoltăm și să creștem în continuare, avem strategii de 3-5 ani în funcție de firmele din grup.
ceea ce ne dorim să mărim eficiența prin organizare mai bună, prin digitalizare și să rămânem competenți pe piață. Și să ne îndreptăm un pic atenția spre candidații care vor veni pe la noi. Ce apreciați cel mai mult la un angajat? Disponibilitatea de a lucra și de a da rezultate, de a lucra pe obiective, disponibilitatea de a învăța. Considerăm că aproape orice se poate învăța dacă există disponibilitate. Integritate, importanța timpului. Atunci când venim la o negociere, o întâlnire, o ședință, avem scadențe, aceste promisiuni să fie ținute. Ceea ce am observat în vest nu se consideră o valoare a ajunge la timp sau a ține promisiunea, dar în România încă este considerat o valoare. Da. Rămânem tot la candidat. Cum ar arăta candidatul ideal? Fiind un grup inovativ, este foarte important pentru noi ca să vină cu idei, ca să vină cu propuneri. La noi fiecare candidat are un cadru, îi numim. În interiorul acestui cadru ei pot să decidă, au puterea de a decide. Cu cât ei știu mai mult, cu atât cadrul se lărgește, doar că asta înseamnă și responsabilitate mai mare. Pe lângă ce am enumerat anterior, disponibilitatea la schimbare, nu doar din cauza că suntem un grup inovativ, ci în condițiile de azi sau în ritmul în care se dezvoltă lumea, trebuie să fim dispuși să ne adaptăm. Să ne adaptăm și din cauza asta trebuie să învățăm foarte mult, pentru că ceea ce știam acum câteva săptămâni, poate deja sunt schimbări în ziua de azi. Cu ce valoare a companiei ar trebui să rezoneze candidatul? Sau ce valoare principală a companiei ar trebui să poarte? Cam tot ceea ce am enumerat până acum. Deci ce este foarte important, să învețe, să fie integru, să-și țină promisiunile, importanța timpului și să aibă acea disponibilitate de a lucra și a da rezultate. Da. Cum e viața la voi în companie? Cum atrageți candidații? Cum rețineți angajații? Depinde de post, dar aproape fiecare dintre noi are plan săptămânal. Deci știm exact în funcție de ce sarcini avem, la ce proiecte participăm, ne facem un plan. Știm în fiecare zi ce vom face, la ce vom lucra. Se lucrează mult și în grup. Zic eu că atmosfera este bună. Punând foarte mare accent pe oameni, săptămânal directorii executivi dau raport în funcție de atmosferă, de la 1 la 10, ce atmosferă este printre colegi, cât la sută au realizat din ceea ce și-au propus. Avem și cantină proprie legat de inovare, avem și un soft prin care angajații își comandă mâncarea, pentru că sunt mai multe feluri, da. Deci ca la mama acasă, mâncare caldă proaspătă. Acum aș putea să zic multe despre o zi, dar am început și cu team building-uri, 2 ani n-au prea fost. Acum de 1 mai am ieșit la iarbă verde,
cu familii, cu câini, la pescuit, fotbal, de toate, s-au simțit bine. Deci încercați să păstrați așa o ambianță familială, să simtă toată lumea... Da, familială în sensul că rezultatele trebuie aduse. Absolut. Cum atragem candidații? Eu sper că datorită PR-ului pe care începe FOMCO să-l aibă, datorită culturii organizaționale despre care se aude deja, datorită colegilor pe care îi avem și care încep să vorbească despre noi, despre munca pe care o au, despre cum se desfășoară o zi și încep să ne recomande la cunoscuți prieteni. Și m-a rămas partea cum îi rețineți odată ce au venit. Da, primele 3 luni sunt foarte importante, deci avem plan de școlarizare pe care urmărim lunar. Avem prezentări din partea HR-ului începând la ce să se aștepte, cum o să se simtă ei în afară de sarcinile pe care le au, ce greutăți vor întâmpina ca și om, ca și simțuri. Le dăm feedback lunar, au mentor desemnat, știu ce să caute, unde să caute, începând de la turul firmei. După a doua lună au discuție cu directorul general, la a treia lună cu directorul de inovare, ca să vadă în ansamblu, fiind un grup de firme, ca să înțeleagă unde au ajuns, care este strategia, pentru ce anume lucrează, nu doar de pe o zi pe alta, ci sunt obiective puse acolo, da. Ca să fie mândri și să simte o satisfacție în realizări. Acesta în primele 3 luni, după care ei au plan de carieră, avem și un centru educațional unde ținem cursuri, atât externe cât și interne. Și punem accent pe cum se simt ei. Este foarte important pentru noi atunci când angajăm pe cineva ca omul potrivit să fie la locul potrivit, pentru că fiecare om este potrivit undeva, doar că este important ca el să... Da, și să se simtă bine în ceea ce face. Absolut. Pentru că atunci vin și rezultatele. Da. Cum vedeți munca în echipă? Cooperează ei foarte bine. Sunt proiecte comune, sunt proiecte individuale, dar sunt și proiecte comune, unde rezultatul este comun. Ca și un exemplu, ceea ce este cel mai important pentru noi, primordial, este codul etic, deci conduita, că începe totul de la om. Codul etic nu a fost copiat de pe o pagină web. S-a creat un proiect unde puteau să participe colegii, cine dorea, și ei s-au decis cum trebuie să ne comportăm, care sunt valorile. Normal că ei au fost ghidați, dar așa sunt codul etic, codul comercial, codul de vânzare, pentru că dacă impui ceva, nu este al lor. Da. Deci este important, dacă noi așa credem, dacă noi așa am făcut, noi am redactat, atunci așa să ne comportăm, așa să lucrăm. Sunt foarte multe proiecte comune în care ei tot mai bine lucrează împreună. Datorită unui set de reguli. Da. Cu ce posturi ați venit la târgul de cariere? Reprezentant vânzări pe diferite domenii. Pe parte de distribuție la tahografe, pe parte solar, export, de export nici nu v-am zis, pe parte de service avem mecanic auto, spălător auto, asistent manager, inspector verificare tahografe, pe parte de solar, reprezentant vânzări, director tehnic.
pe imobiliare, pe utilaje, căutăm un mecanic pe utilaje și foarte, foarte important, specialist IT, junior și senior. Cu 12 posturi suntem în momentul. Să sperăm că o să găsiți cât mai mulți. Așa să fie. Cu ce idee despre voi ați dori să rămână cei care ne privesc în acest moment? Sau cei care vizitează standul? Că Foncobo înseamnă, în primul rând, stabilitate. Avem viziune, avem strategie pe termen lung. Că la Fomco munca și efortul depus aduce satisfacție. Deci este important ca acea stare de bine să se regăsească în rezultate. Că punem foarte mare accent pe angajați, pe partea de dezvoltare, ca ei să se dezvolte atât personal cât și profesional. Noi suntem mereu în căutare de talente și suntem dispuși în a investi energie, bani, timp pentru formarea și educarea tinerilor. Vă mulțumesc! A fost alături de noi Niula și Judith, HR Manager și Asociat Fomco Group.